stă bine cu glicemia, cu tensiunea, nu are probleme cardiace și nici psihice. Prin urmare, este apt de luptă, dar și de a face față atribuțiilor de edil șef al unei reședințe de județ. Fără a face vreo aluzie la starea de sănătate fizică și psihică a altor candidați din județul Hunedoara, Petru Mărginean consideră că toți ar trebui să-și facă analizele medicale, măcar pentru o informare corectă, dar și din respect față de cei cărora le solicită voturile. Un primar, referindu-mă la Deva, un candidat la primăria Deva, trebuie să fie sănătos într-un oraș sănătos. În al doilea rând, eu consider că toți candidații, fie ei pe candidați pe funcția de primar, consilier local, consilier județean și așa mai departe, până la cel mai înalt nivel din stat, trebuie să-și facă analizele pentru că își asumă o responsabilitate enormă în fața cetățenilor. Oamenii trebuie să știe că este apt din punct de vedere fizic și psihic și nu vreau să interpretez acest lucru, dar eu consider că medicul poate să spună clar dacă poți să intri într-o cursă, într-o bătălie, poți să-ți asumi anumite responsabilități, dacă poți duce până la urmă atribuțiile pe care le vei avea. Mărginean declară că își va face analizele medicale în fiecare an și va avea suficient discernământ să facă un pas înapoi sau să se retragă din funcțiile pe care le va deține, dacă medicii vor constata că i s-a șubrezit sănătatea.